Sunt într-o livadă aici la Valea Hotarului, pe drumul către Sihei. Pe vârful Siganu, sau cum îi zice. Munții Gutâi. No. Soarele devine. E cald, că nu mai trebuie căciulă. Cred că sunt 9 grade. Așa am înțeles că astăzi în 20... cât e astăzi? 22, cred că. 22 e februarie. Ce fain să vă munții din Ucraina. Foarte fain. Munții Hora, uite acolo vârful ăla, cu zăpadă. Superb. Tot lanțul muntos din Ucraina. Tot munții Carpați. Mergem acolo lanțul. Foarte frumos. Aici în zare, în groapă, e Sighetu. Cred că acolo în dreapta, cred. Acolo așa. Aici cred că e ceva de prin... Văd acolo că e Valea Tisa. Cred că e dincolo din Ucraina. Superb. Să mă râs de aici. Acolo ceva munți înalți, dar nu știu ce fel de munți. Dar uitați să mai văd aici un lanț în spate. Superb să văd, deci incredibil. Astăzi chiar i-au zis senile. O să te urcam copacul ăsta. Să vă arăt mai bine. Dar să vede și de aici. Lasă așa, e un luminiș. Și mă pot urca pe creanga asta. Ia să vedem copacul ăsta. Trebuie să înclină la vale. Să ne pun eu aici. Ia țuica. Suntem în țara Maramureșului, mă, la Moroșeni. Păi mai harnic oameni. E pe aici pământ. Stai așa să nu cad în umbră. Are. Are pe grana cu mine, are. Putre de. E zini la vale. Nu uite ce. Se va înțelege. Vede? Superb! Și acolo, în vale, în zare, nu știu ce vârf să fie, cât din Polonia. S-ar putea să fie ăia cei mai înalți munți din, nu mai știu cum se cheamă vârful ăla, cel mai înalt din Carpații, Păduroșul să ia parcă, munții în Carpați. La parcare 2600 și ceva, deci mai înalt decât moldoveanul de la noi. Moldoveanul, da. Și uite, Tisa. De aici, Valea Tisa. Uite, e acolo. Iată-o. Aia desparte România de Ucraina. Da. Super, deci chiar merită să vinzi. Aici, pe Valea Hotarului. Și aici e Săpânța, cred că acolo în vale, jos, primul sat. Da. Și acolo cred că e mănăstirea aia, Săpânța Peri. Să fie Sărăsău ăsta, primul sat. Nu știu voi, știți mai bine, de aici nu mora amure. Da. Și de aici, încolo, în stânga, dacă treci munți, ajungi în Baia Mare, da. Ce să zic? E țara dacilor liberi, cum se zice aici, Maramureșul istoric, când treci Carpații noștri. Munții Gutâiului. Super, nu te mai saturi de privire. Da, așteptăm să vină primăvara. Cea mai frumoasă, cea mai frumoasă anotimp, dintre toate anotimpurile, da. Aici unde e biserica, aici e Părintele George, cumnatul meu, aici e preot.
aici în centru, pe lângă ceva cimitir. Deci chiar pe lângă biserică în sus. Dacă n-aveți chef să mergeți la deală, să vedeți. Că și de pe deală să vede fain de acolo. Sau și de pe la Contena. Da, în orice caz, frumos peisaj. Miracle. Madre Transilvania, țara Maramureșului aici. Da, moșii. Ce să zic, haideți să vizitați. Mâncați mâncare bună aici, oameni faini. Mai bezi cât un pic de țuică pentru coronavirus, antidot. Și ce să zic, nu mai zic nimic. Bucurați-vă de viață și rugați Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute să fim mai buni, să fim mai oameni. Suntem pe animale. Na, fain vârful ăla. Ăla ultima. Cu zăpadă. Departe, mă. Cred că ăla, da. Cel mai înalt vârf, pare așa. Ăla sau acolo, în dreapta. Și ăia, în dreapta, pare înalt. Dar cred că ăla e în stânga. Așa să mă uit pe harta acasă, că acum nu m-am aminit. Nu numai bine la nimeni, Maramure, să se știe, România, bucurie, de la Manu, fericire, mă! Pa, mă, ce cău! România, te iubesc! Să-mi fac o poză, ia, o video, adică, uite, greb la, în Cireș, cred că ăsta s-a vis în, uite, mai, regate cu sârmă, până la anul, când vine fânul aici. Asta numai Maramure se întâmplă, unde nu se fură. Dar aia se fură țara asta de Doamne fel. Poate că și pe aici mai câte unul. Ce am să vă zic? Deci acolo, am zis în primul video, acolo e Ucraina. Hai să văd munții foarte faini. Am zis muntos, Carpață Păduroș, munții Hora. Acolo e vârful Hora. Cel mai înalt de aici din zonă, 2060 de metri parcă. Acolo e o stațiune sub vârful ăsta. Foarte faină, la Chiv, parcă. Și undeva acolo, sub vârful ăla, jos, pe vale, adică pe Valea Tisă, ne izvorește Tisa, de acolo e centrul pământului. Geografic. Centrul geografic al pământului, da. Și ce am să zic, că dincolo de Tisa, dincolo de Tisa, este de români. Vorba aia, țara noastră România, încălzat atât de români. Când ieși din graniță, graniță de țări, când ieși afară, tot de român dai, o bucată de vreme. Acolo ce care a fost Transcarpatia, sau Maramureș dincolo de Tisa. Tot istoric, da. Acum am înțeles că au luat ucranienii, ci că a fost o perioadă când unul a făcut școala 4 clasă în 4 țări diferite. Prima, de parte, în Polonia, apoi Ungaria, apoi România, apoi am Ucraina, da. 4 clase în 4 ani, în 4 țări. Și nu s-au mutat de pe loc, acolo sta pe loc numai. M-au venit țările peste eu. Dar e ca să durere că ne-au despărțit, dar... N-au vorba aia. Și ei sunt români, și sunt românești, și vorbesc românește. N-am fost, mi-aș dori să merg măcar până acolo, în centrul țării. Centrul Europei, adică, că nu plăc geografia. Dar cine știe, putem fac un pașaport, mă, că coronavirusul ăsta cam periculos, cam nașa. Ce mai sunt că este că tot de Valea Hotarului aparține. Da. Nu știu, că foarte fain să vede vârful ăsta de aici. Așa să vede și de la părintele din fața casei parohiale. Nu știu, că un peisaj fain aici, mai are o pensiune. Pentru cimitirul vesel aici, cimitirul vesel, pentru că este în seara oamenilor vese, Maramureșul, da. Cam asta am vrut să completez. Dar dacă mai e ceva, o să mai filmez pe aici. Stau mai asta câteva zile. Un cer superb. Vine primăvara, suntem în 21 februarie, da. Fe martie. Da, superb. Sighetul Marmației, da. Sighet, puteți vizita muzeul acela memorial al victimilor comuniste. Da. Vorba aceea, ce-i frumos, la Dumnezeu îi place. Da. No, bine, moșilor, așa că drume bune prin lume, vizita Transilvania și Maramureșul, că sunt cele mai faine țări din lume. Da, moșii. Moșii cocoșii.
să vedem să mai... Să vedem dacă mai prind aici un peisaj. Aici suntem în dos, acolo vedeți că e dusă zăpada pentru că bate soarele, deci suntem în spatele soarelui. Da, în orice caz, superb. Uite, sper să vede. Da, aici mai sunt ceva căs, am văzut. Prima dată când vine aici, în zona asta, am mai fost prin Maramure, dar nu pacile. Ia ceva urmă aici de iepure sau ceva, căpior. Am orice caz, super. Deci lanțul ăsta muntos, super, mamă. Deci chiar se vede mai bine. Uite și o găleată acolo, iată. Găleată verde. Hai nu să fură, mă. Așa era mai de mult la oamenii, mai de treabă, mai se gândeam și la alții, numai la ei. Că până la urmă trebuie să facem parte din lumea asta. Băi, super să vedem. Nu. No. Vezi că-ți vezi cu ochiul liber de pățări de dea, de dealuț. În orice caz, super. Mega. Da. Bine, moșilor. Vă las cu Dumnezeu și cu bucuria că a început perioada triodului, adică te pregătești pentru postul mare, pentru suflet, da. Până la urmă, oricât ai face, oricât ai drege, sufletul e nemuritor, restul tot e mort. Și lumea rămâne cu toate alea ei, dar sufletul merge la Dumnezeu, cel care l-a creat. Da, numai bine, ăla nimeni din țara Maramureșului, cu bucurie. Doamne, binecuvântează lumea, că e cam nebună, nebunită virusul ăsta. Da, Doamne ajută-ne. Moșii, cocoșii. Da, mai fac un video de aici, ca păi, nu știu când mai vin. Să ne la revedere. Acum chiar se vede bine, am prins un loc fain. Să vă prezint tot lanțul muntos al munților Carpați. Păduroș, munții Hora. Bă, dar să văd mult, mă. Hai să apropiem un pic de aici, invers. Așa. Maramureș, plai cu flori. Maramureș, plai cu flori, măi dorule, dor. Unde îți ai tăi fișori, măi dorule, dor. Mândruiește înflorit, măi dorule, dor. Maramureș, zăpăcit, măi dorule, dor. De te duci în sus, sus pe iza, măi dorule, dor. Vezi fișori din Sighet până în Botiza, măi dorule, dor. Vezi fișorii lui Bogdan, măi dorule dor, înstruțați cu măieran, măi dorule dor. Dar nu-mi va bine rău la nimeni, măi dorule dor, să se știe Românie, măi dorule dor. Din Maramure, că Maramure și nu de hârtie, uite, e ăla de paie, nu știu, foișor de paie. Da, am mai văzut din ăla și din alte părți. Saivan, da, nu știu caz, Valea Hotarului. Și aici merge la Sihei, în sus. Și acolo, cred că e apa, am înțeles, acolo cred că după dealul ăsta Câmpul Negru. Nu știu caz, foarte fain peisaj. Deci, și acolo orașul Sighe și dincolo cred că e Ucraina. Bine, tot români, în vorba aceea. Români dincolo de spărțâți. Care vreau să românește. Munții noștri aur poartă, noi ce sunt din parte în parte, moșilor. Așa că... Și o casă părăsută, dacă vreți să veniți, păi cred că e de vânzare, puteți cumpăra. Vă faceți aici o pensiune, o pensie. Aproape se deală e cimitirul vesel, deci oameni veseli, moșii. La revedere, să beți o bere fără alcool, moșii, că vine postul mare. Dar numai bine, rău la nimeni, România, să se știe, Maramureș, țara dorului și a umorului.